Suntem în Apocalipsa, capitolul 4, unde practic suntem îndemnați să mergem în cer. Pentru că Ioan, mânat de Duhul Dumnezeu, spune: după toate acestea, m-am uitat și iată că în cer era o ușă deschisă. Și glasul pe care prima oară l-auzisem, vorbind un cam sunetul unui trâmbițe, mi-a zis: urcă-te aici și îți voi arăta ce trebuie să se întâmple după acestea. Warren Worsby spunea că adevărata închinare, închinarea spirituală, cu alte cuvinte, cum spunea Domnul Iisus, aceea care se face prin Duh și în adevăr, este probabil cea mai mare nevoie a fiecăruia dintre noi, dar și a bisericilor noastre. De multe ori, astăzi, bisericile subliniază așa de mult nevoia de mărturisire a numelui Iisus Hristos, că trebuie să mergem să ducem Evanghelia prin trai și prin grai. De multe ori, bisericile subliniază așa de mult importanța trăirii Evangheliei, dar se pare că nu este de ajuns cum bisericile explică, vorbesc și promovează, din nou spun, prin trai și prin grai, închinarea față de Dumnezeu. Pentru că de acolo merge totul. Vedeți, noi am fost creați pentru chiar acest scop, să ne închinăm lui Dumnezeu. Însă de multe ori, pur și simplu, ne luptăm cu sărăcia inimii noastre, cu sărăcia datorită limitărilor noastre în închinarea noastră față de Dumnezeu. Astăzi Ioan este invitat să meargă în cer, bineînțeles, în textul nostru. Și noi suntem invitați să mergem cu el ca să vedem ce se întâmplă la tronul lui Dumnezeu. Care este și cum este închinarea care se produce, care se producea atunci și se produce și se va produce mereu, cât va exista veșnicia, dacă se poate spune ceva de genul ăsta? Și practic noi să învățăm de aici. Vedeți, a te închina, cuvântul acesta, închinare, înseamnă pur și simplu în original a atribui, a da valoare. Și așa cum să vedem în capitolul 4, versetul 11, verset care, cum spuneam, îl citeam înainte de închinarea noastră dimineața asta, împreună, și în capitolul 5, versetul 12, o să vedem că asta înseamnă a te închina lui Dumnezeu, înseamnă a-i atribui, a-i oferi cu tot ceea ce ești, cu tot ceea ce spui, cu toată ființa ta, valoarea lui Dumnezeu. Vedeți, dacă vreți, închinarea este inima poruncii numărul 1. Cea mai mare poruncă. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Cu toată ființa ta, cu mintea ta, cu inima ta, cu sufletul tău, cu tot ceea ce ești, cu alte cuvinte, cu toată puterea ta. Și asta este lucru pe care îl vom vedea împreună și pe care Ioan l-a văzut că se întâmpla înaintea tronului Dumnezeu. Vedeți, începând din capitolul 4, intrăm practic în a treia mare secțiune a cărții Apocalipsei. Vă aduceți aminte în capitolul 1, dacă dați o pagină în urmă, în versetul 19, după ce Ioan se întâlnește sau se reîntâlnește după mulți ani cu Iisus, dar în cazul acesta cel glorios, însuși Iisus îi dă practic și spune: iată cum se va desfășura cartea pe care te pun să o scrii. Și spune acolo în versetul 19: așadar, scrie prima parte, ceea ce ai văzut, cu alte cuvinte, revelația unui Iisus Hristos glorios, cel care ieșea de la dreapta tronului Dumnezeu, cel care este Dumnezeu, cel căruia îi se aduce toată închinarea. De asemenea spune ce este acum, cu alte cuvinte, timpul bisericii, timpul care avea să scurgă practic prin Harul Lui Dumnezeu și încă se scurge chiar astăzi prin, cu viețile noastre, timpul Harului Lui Dumnezeu, și spune mai departe și ce urmează să se întâmple după acestea. Acesta este a treia parte în care practic din capitolul 4 intrăm în partea cea mai mare, practic cea mai majoră, să zicem așa, majoră a Apocalipsei. Ăsta e planul Lui Dumnezeu în această carte. Vedeți ce frumos este? Nu trebuie să mă chinui eu și să dau seama. Apocalipsa, deși foarte mulți le este teamă de ea, este o carte care se ține de însemnătatea numelui ei. Pentru că Apocalipsa, spuneam noi la început, înseamnă descoperirea. Dumnezeu ne descoperă. Și uitați-vă, în cazul planului schite acestei cărți, ce simplu este. Lucrurilor care o să se întâmple după acestea. De fapt, noi ne aflăm astăzi
în perioada bisericii, în perioada Harului, sau în vremea neamurilor, cum numește Domnul Iisus în Luca, capitolul 21, versetul 24. Timpul sau vremea neamurilor. Apostolul Pavel menționează și el despre acest lucru și spune că Domnul nu va veni. Israelul nu se va întoarce cu totul la el până când numărul celor dintre neamuri se va împlini. Aceasta este biserica în care nu există nici dintre neamuri, nu există nici evrei, nu există naționalități, ci toți sunt una în Hristos. Este un timp de har. Poate mă întrebați, dar de unde e ideea asta? Dacă, asta e o chestiune de detaliu, zicem noi așa, dar chiar și în limba română se observă asemănarea din capitolul 1, versetul 19, spune ce urmează să se întâmplă după acestea. Și uitați-vă în capitolul 4, de două ori, exact aceeași expresie, după toate acestea, se repetă de două ori. Spune, după toate acestea m-am uitat și spune, glasul spune, urcă-te aici și îți voi arăta ce? Ce trebuie să se întâmple după acestea. Această expresie pe care teologii o numesc, practic, identică. Eu o văd că fiind identică, metatauta, după acestea. Și observați, Ioan, practic, ne invită, după ce am văzut în capitolul 2 și 3, biserica, mesajul lui Iisus către biserica sa din toate vremurile, biserica sa de astăzi, ce se va întâmpla? Acum, câtva timp în urmă, când studiam capitolul 4 în Apocalipsa, l-am numit după aceste lucruri. Pentru că după lucrurile vieții tale și vieții mele, zilele acestea pe care Dumnezeu le dă, Dumnezeu va continua planul său. Și după aceste lucruri, spune, Ioan este invitat practic să vină în cer. Ioan este luat la cer. Îmi place că în traducerea Cornescu spune, am fost răpit, am fost luat. Pentru că această lucrare, această etapă nouă a profeției care se continuă cu Ioan, omul lui Dumnezeu, este făcută prin puterea Duhului Dumnezeu. Am fost luat în Duhul, spune la începutul versetului 2. Imediat am fost în Duhul, luat în Duhul. Trebuie să înțelegem un lucru, că în această nouă etapă, dacă până acum am văzut simboluri, care vreau să ne amintim, simbolurile nu sunt lucrurile reale pe care Ioan le-a văzut. Simbolurile sunt mai puțin decât lucrul real, dar sunt ajutoare pentru noi să înțelegem cum este. Teologii numesc asta antropomorfie, Dumnezeu vorbește ca un om, că eu și cu tine să putem înțelege despre lucrurile lui, despre principiile mai exact pe care trebuie noi să le înțelegem, să le primim. Dar de acum încolo vom vedea multe simboluri și vreau să le observăm. Când spune aici, am văzut că în cer era o ușă deschisă, când vedem cuvântul cer, vreau să înțelegem cum se referă la bolta stelară. Se referă la acest firmament pe care noi îl vedem, această atmosferă, și se referă la un domeniu spiritual pe care Apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 12 îl numește al treilea cer. Poate vă întrebați, dar de ce al treilea? Păi simplu, ăsta care vedem noi, bolta, firmamentul ăsta albastru, este primul cer. Universul este al doilea cer, sau văzducul cum este numit, și al treilea cer este domeniul lui Dumnezeu. Acolo unde prezența lui Dumnezeu este nemijlocită. Tot Apostolul Pavel acolo când spune despre descoperirea sa, despre faptul că el este foarte, foarte simpatic, zic eu așa, foarte, foarte modest, spune, nu știu dacă îl cunosc pe omul ăsta, dar omul ăsta, vorbind despre el, a fost răpit în al treilea cer, în raiul lui Dumnezeu. Despre asta este vorba aici când spune, în cer am văzut o ușă și prin ușa aceasta este invitat Ioan să treacă. Să știți că, deși e un lucru foarte simplu, aș vrea să înțelegeți din capul locului, nu vom putea să beneficiem de adevărul acestui capitol, ca de altfel, în general, în cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu suntem duși în domeniul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Așa că n-aș vrea, și cu ocazia asta vreau să vă descurajez, n-aș vrea să creștem în cunoștințe. În cunoștințe doar de dragul cunoștințelor, și aș vrea, prin Duhul lui Dumnezeu, să avem dorința asta. Ca și Ioan, să ne lăsăm duși de Dumnezeu în prezența Lui, ca să înțelegem pentru ce am fost creați fiecare dintre noi. Eu și cu tine am fost creați exact pentru lucrurile pe care o să le vedem aici. Și Ioan, prin Duhul Dumnezeu, a avut acest har și eu și cu tine avem acest har. Împreună, ca și biserică, personal, în umblarea noastră cu Iisus pe lumea aceasta,
ca și Enoch odinioară când spune Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și într-o zi nu s-a mai văzut. Că Dumnezeu l-a luat cu el. Ăsta este lucrul pe care îl vedem inclusiv cu Ioan aici. După ce lui Ioan se întâmplă, uite cum este biserica și vreau să spun eu, spune, după aceste lucruri, ne mutăm în cer. Vino aici sus. Un glas spune aici, îi vorbește și spune, îl identifică glasul din tâi, adică glasul Domnului Iisus. Este un glas ca sunetul unei trâmbițe. Este un simbol care ne arată calitatea, dar și puterea. Nu știu dacă ați fost, câți dintre noi am fost în armată, dar probabil că unul din cele mai înfricoșătoare lucruri, prima dată când l-am văzut, a fost sunetul acelei trâmbițe, care pur și simplu îți... era imposibil să mai dormi. Și când glasul Domnului Iisus îi vorbește lui Ioan, Ioan recunoaște ca fiind glasul cel din tâi. Să știți, când Domnul Iisus vorbește și tu prin Duhul îl asculți, este imposibil să ratezi lucrul ăsta. Și astfel Ioan îi se spune, urcă-te aici și îți voi arăta ce trebuie să întâmple după acestea. Aceasta este o poruncă pentru Ioan, nu să cânzească el. Cu alte cuvinte, Iisus îi spune lui Ioan, Ioane, întinde-ți aripile și zboară. Nu. Aceasta este o poruncă a cărei scop este, fii atent ce am de gând să-ți arăt, că se va întâmpla. Este o poruncă pentru a observa Ioan și noi împreună ce are de gând Dumnezeu. Ești interesat de ce are de gând Dumnezeu? Ce se va întâmpla? Pentru că n-aș vrea să trecem peste capitolul 4, peste capitolul 5, cum se întâmplă de multe ori, căci oamenii sunt interesați doar despre evenimente, lucruri înfricoșătoare, că-s la modă, mai ales în lumina lucrurilor care se întâmplă în lumea noastră. Și aș vrea să nu scăpăm acest capitol 4 și 5, care împreună ne arată cum este în cer. Ce ne mă așteaptă pe mine și pe tine? Și ce trebuie să învățăm să facem încă de pe acest pământ, să ne închinăm lui? Chemarea, practic, lui Ioan, urcă-te aici, să știți că este făcută cu un glas de trâmbiță. Mulți văd o asemănare între ceea ce spune aici Domnul Iisus și ce spune apostolul Ioan, Pavel, Tesalonicenilor, când spune în capitolul 4, versul 16, căci însuși Domnul, cu glasul unui arhanghel, în sunetul unui trâmbițe, spune, el va veni din cer și spune, noi cei care vom fi în viață, credincioșii, îl vom întâmpina împreună cu ceilalți credincioși care au murit și vor învia, spune, în văzduh și vom fi totdeauna cu el. Vedeți, această chemare trâmbițată este ceea ce putem să înțelegem aici. În zilele astea, să știți, în aceste zile, poate chiar în viața noastră, de ce nu? Parcă ne presează lucrurile care se întâmplă. Din ce în ce mai mult simțim presiunea lucrurilor care apasă pe inima noastră. Să ne aducem aminte că Domnul Iisus ne cheamă și pe noi să ne avem ochii ațintiți la El. Să nu uităm de lucrul principal pentru care am fost creați, pentru închinare. Este interesant, ca să subliniez această plecare în locurile cerești, în Împărăția Lui Dumnezeu, este interesant că după capitolul 3, cuvântul biserică nu mai apare. Decât undeva prin capitolul 22, versul 16, când practic lui Ioan se spune lucrurile ăștia, le-am spus ca să adeveresc bisericilor că se vor întâmpla. Dar de aici încolo, practic, nu ne vom mai întâlni cu biserica. Biserica nu o vedem de aici încolo participând la scenele din necazul cel mare, la lucrurile care se vor desfășura pe pământul acesta. Și în capitolul 13, versetul 9, o să vă invit să studiați cu atenție aceste lucruri. Când spune chemarea asta care am mai auzit-o, cine are urechi să audă, nu mai spune ce zice bisericilor Duhul, ci doar cine are urechi să audă. Pentru că, vedeți, mesajul acesta de strigare a lui Dumnezeu, de a fi atent la ce spune Dumnezeu, rămâne peste veacuri. Chiar și în perioada necazului. Chiar și pentru veșnicie. Dar ăștia sunt detalii, am spune noi. Dar haideți să vedem ce a văzut Ioan. Mai departe, spune în capitolul 2, versetul 2, spune, imediat am fost în Duhul, s-au răpit în Duhul și iată că în cer era un tron, iar pe tron ședea cineva. Cel ce ședea pe tron era la înfățișare asemenea unui piete de iaspis și de sardiu, iar de jur împrejurul tronului era un curcubeu asemenea smaraldului la înfățișare. Și am văzut un tron. Se zice cuvântul acesta, tron sau scaun de domnie, cum este traducerea în versiunea Corinescu, este cuvântul cheie acestui capitol, folosit de 13 ori, dar să știți că nu numai acestui capitol, al întregii cărții, practic cărții Apocalipsei, este cuvântul cheie folosit de aproximativ 45 de ori. Pentru că dacă există un adevăr extrem de important
pentru existența noastră, încât de pe acest pământ, este că în cer, în domeniul lui Dumnezeu, acolo unde nu este timp, nu este nicio limitare, există un tron, iar pe tronul acesta este Dumnezeu însuși. Și din felul cum înțelegem acest adevăr central, că Dumnezeu este pe tron, se desfășoară viețile noastre. Vă pun o întrebare și întrebați-vă, practic, singuri, cât de conștienți sunteți în viața de zi cu zi de acest fapt? Dumnezeu este pe tron, El conduce absolut nimic din ceea ce se întâmplă, indiferent de ce se întâmplă pe acest pământ, indiferent chiar și de părerile noastre teologice, când vine Domnul sau nu vine, adevărul pe care toți îl cred, cel puțin teologic am spune noi, este că Dumnezeu este pe tron. Și El are toate lucrurile sub controlul Său. A Lui este toată puterea. Nu așa ne-a învățat Domnul Iisus să spunem în rugăciunea domnească? Și dacă lucrul acesta este adevărat, oare întrebarea pentru noi zilnică este, dar cum mă ajută, cum mă influențează pe mine? Dacă El este pe tron, cum mă influențează viața mea? Acolo unde sunt, la școală, la servici, în familie, prin necazuri, în suferințe. Vedeți, acest adevăr a avut scopul să încurajeze pe primii creștini din primul secol, care treceau prin multe persecuții și multe suferințe. Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă, indiferent de ce vede ochiul meu și ochiul tău, El este pe tron. Lucrul ăsta nu se va schimba niciodată. Dar, nu, adevărul acesta nu este așa de simplu, am zicem noi. Pentru că, am zice, da, și Ioan, practic, se descrie, prin Duhul Sfânt, este ajutat să-mi descrie nouă ceea ce a văzut acolo. Tronul ne este descris, viziunea aceasta a tronului este extrem de esențială pentru noi. Și vreau să vă provoc de acum. Ceea ce vedeți aici sunt practic lucrurile care vă fac să vă închinați Domnului? Pentru că fiecare în lucrurile care le vom vedea aici descrise sunt lucruri care ne îndeamnă să ne închinăm lui Dumnezeu. Vorbesc despre caracterul lui Dumnezeu. Și vă provoc de acum. Sunt aceste elemente, aceste adevărul despre Dumnezeu, adevărurile care vă fac să vă închinați. Sau altceva. O să vedem lucruri pe care putem să le comparăm. În primul rând, pe tron spune că se află cineva. Acesta trebuie să fie Dumnezeu Tatăl, de vreme ce în capitolul 5 vom vedea că Fiul se apropie de tron. O să ziceți, da, dar la un dat scrie acolo că Fiul este chiar pe tron. Da, ci drept așa este, pentru că Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una în toate. Dar aici cel care stă pe tron este Dumnezeu Tatăl. Pentru că descrierea noastră să înțelegem cum se întâmplă închinarea? Cine participă la această închinare? Chiar Duhul Sfânt, o să vedem în versetul 5, că este cel care este înaintea tronului. Însă, trebuie să înțelegem că nu există cuvinte umane capabile să descrie pe deplin cum este Dumnezeu. Și noi avem o imagine care vă provoc să priviți și chiar și acasă o să pun imagine folosite în studiul acesta într-un link unde să puteți să-l urmăriți. Și în timp ce citiți, să meditați. Și să înțelegeți, să vă imaginați lucrurile care sunt la tronul lui Dumnezeu. Însă vreau să înțelegem, cuvintele umane sunt slabe și simbolul din nou ne ajută, sunt ajutoare pentru noi să înțelegem despre ce este vorba. Scopul de aici este de a reprezenta gloria lui Dumnezeu. Asta e scopul practic suprem, să înțelegem cât de glorios este Dumnezeul nostru. Când Apostolul Pavel spune că El locuiește într-o lumină și niciun ochi nu va vedea vreodată, să zic că nu e o glumă, pentru că gloria lui Dumnezeu este cel mai glorios, vedeți că deja avem limite, cel mai extraordinar lucru pe care noi îl putem și vom putea vreodată să, mă gândesc în veșnicie, asta vom face mereu. Îl vom vedea și ne vom închina Lui și ne vom minuna și iar ne vom închina. Gloria lui Dumnezeu. O să las că este deschis aici sub în forma a două pietre, spune iaspis. Cel ce-și da pe tron la înfățișare, avea înfățișarea unei pietre de iaspis. Iaspisul este o pietre transparentă și este întâlnit în capitolul 21 din Apocalipsa ca fiind o piatră de una din pietrele care construiesc starea eternă, să zicem așa, veșnicia. Spune deosebit de prețioasă acolo, strălucește ca cristalul. Practic,
Acest iaspis este probabil diamantul pe care îl cunoaștem noi astăzi. Strălucește ca cristalul. Practic, ne ajută să înțelegem puritatea deosebită, extraordinară a lui Dumnezeu. Sardiu. Sardiul este o piatră cunoscută pentru noi, chiar și astăzi, este culoare roșie. Se aseamănă cu rubinul, dacă ați văzut vreodată. Semnificația acesta, pentru că este roșie, probabil este planul de răscumpărare a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Mulți văd, practic, elementele dumnezeirii lui Dumnezeu, a purității sale și a harului său față de noi, pentru că ne-a răscumpărat prin singurul lucru care putea să ne răscumpere, sângele nevinovat al Domnului Iisus, al lui Dumnezeu însuși, transformat în om. Aceste pietre, practic, se găseau în Vechiul Testament, veți vedea, deschise în Exod 28, pe pieptarul marului preot. De fapt, sardiul și iaspisul și sardiul sunt prima și respectiv ultima din cele 12 pietre care se atribuiau fiecărei seminții, fiecărui lider de seminție a poporului evreu. Foarte interesant. Vă îndemn să citiți ca să vedeți frumusețea acestor lucruri. Probabil ne se arată cum Dumnezeu ne are în minte, în inima sa, pe noi toți, la un loc. Și spune mai departe, în jurul tronului, am văzut aici în versetul 3, spune, iar de jurul împrejurul tronului era un curcubeu asemenea smaradului la înfățișare. Curcubeul acesta este, vreau să înțelegem, nu un arc, este un cerc. Pentru că în cer veți vedea și mai departe în Apocalipsa toate lucrurile sunt complete, nu sunt pe jumătăți. Și așa cum vedeți și în imagine, este ca un cerc de jurul împrejurul tronului. De aici vedem că este un cerc, nu este doar un arc. Și spune, este asemenea smaraldului. Smaraldul este verde, la culoare. Deja culorile se întrepătrund și fac o frumusețe încântătoare pentru ochiul nostru, dar mă gândesc din punct de vedere spiritual, cum este acest loc? Curcubeul acesta, dacă vă aveți aminte din Geneza, capitolul 9, este amintirea legământului că Dumnezeu nu va mai distruge pământul prin ape. Așa a spus, nu vei mai distruge pământul prin ape și iată, pun în nori semnul legământului meu cu tine. Simbolul aici este că Dumnezeu se ține de cuvânt. El își ține promisiunile sale. Și cine am face noi fără promisiunile sale? Îmi plac mult cuvintele Apostolului Pavel, bineînțeles, prin Duhul Sfânt rosite. El rămâne credincios chiar și atunci când noi nu rămânem credincioși. Noi nu suntem credincioși. Și promisiunile sale rămân în picioare, indiferent dacă noi nu ne ținem de promisiunile noastre. Un curcubeu ca smaraldul. Dar merge mai departe în versetul 4 și spune, de asemenea, de jur împrejurul tronului erau 24 de tronuri, iar pe aceste tronuri ședeau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și având pe cap coroane de aur. De jur împrejurul tronului, spune, pe lângă curcubeu erau 24 de scaune și pe 24 de scaune de domnie, tronuri, erau 24 de bătrâni. Bineînțeles că întrebarea din start este, cine sunt bătrânii ăștia? E bine, în Vechiul Testament, bătrânii erau practic simbolul reprezentativ al poporului. Poporul era reprezentat de bătrâni. Și vreau să înțelegem că ei nu sunt îngeri, pentru că îngerii niciodată nu sunt numărați. O să vedea multe exemple, chiar în Evrei 12 cu 22, ni se dau numere și în Apocalipsa, ni se dau și în Daniel, ni se dau numere despre îngeri ca fiind numere pe care noi nu le cunoaștem. Cu alte cuvinte, nu se pot număra. Îngerii nu sunt numărați. Și îngerii, de asemenea, nu sunt încoronați. Pentru că cuvântul, când spune aici, au pe capete coroane, cununi, este cuvântul Stefanos. Că l-am întâlnit și înainte, este cununa unui învingător. Iar îngerii nu au așa ceva. Ei sunt ființe create în Dumnezeu să ne slujească nouă și să se slujească lui Dumnezeu. Noi suntem cei care suntem biruitori, chemați să fim biruitori. Și de asemenea spune, sunt îmbrăcați în haine albe, de asemenea simbolul credincioșilor, cei care prin Iisus Hristos obțin neprienirea sa, dar de asemenea sunt chemați, cum vedeam la biserica ultimă, Dumnezeu o chema fi învingător și trăiește practic ca un îmbrăcat în alb. Trăiește-ți neprienirea în lumea aceasta. Bătrânii din Vechiul Testament, ai poporului Israel, erau reprezentanți ai poporului, dar vedem aici întrebarea, dar de ce 24? Păi 24 de 2, 12, cu siguranță ne aduce aminte că în Vechiul Testament erau 12 seminții ale poporului Israel și în Noul Testament au fost 12 apostoli care sunt temelia bisericii. Mulți interpreți biblici văd în asta, practic, poporul Dumnezeu complet.
care practic îl vedem aici înaintea lui Dumnezeu. Mulți văd aici imaginea credincioșilor în totalitate care stau în prezența lui Dumnezeu. Și 24 de bătrâni, spune aici, stau pe 24 de scaune îmbrăcați în albe, scaune domnii, și având pe cap coroane de aur. Dar, de asemenea, ce mai vedem aici, și vreau să observăm, sărim puțin în versetul 6, pentru că vreau să observăm tot în jurul tronului, mai este ceva. Și spune aici, în mijloc, de jur împrejurul tronului, erau patru ființe vii pline de ochi în față și în spate. Prima ființă vie era asemenea unui leu. A doua ființă vie asemenea unui vițel. A treia ființă vie avea fața ca unui om, iar a patra ființă vie era asemenea unui vultur care zboară. Fiecare din cele patru ființe vii avea șase aripi și era plină de ochi, de jur împrejur și pe din lăuntru. Patru ființe vii. Și cum le vedeți, care stau înaintea tronului, acasă când veți uita pe imaginea aceasta, veți putea să vedeți mai bine, mai clar, mai explicit. Dar aceste imagini, aceste ființe vii, sunt întâlnite de noi și în Ezechiel capitolul 1. Vă îndemn din nou, pentru că nu vreau să mă complic, ci vreau să fiu simplu, trec prin aceste lucruri și să vă provoc să citiți acasă Ezechiel capitolul 1 și Ezechiel capitolul 10, unde veți întâlni din nou aceste ființe vii și veți vedea ce fac ele. Dar ele practic seamănă foarte mult cu heruvimii. De aceea ele chiar sunt considerate heruvim, niște îngeri speciali care stau înaintea lui Dumnezeu pentru a lăuda pe Dumnezeu. El spune că sunt pline de ochi și cu aripi. Simbolurile aici sunt înțelepciunea, atot cunoștința, care se caracterizează la Dumnezeu, și aripi, cu alte cuvinte, libere să se miște, acțiunea, sfințenia lui Dumnezeu se vede practic în ele. Dar de ce patru imagini? Leu, vițel, om, imaginea ca unui om, spune, și a unui vultur care zboară. Acestea din nou sunt simboluri. Și sunt multe explicații chiar și la acest capitol, să dau câteva. Unii spun că sunt o referință practic la creația lui Dumnezeu. Aceste imagini și aceste caracteristici adesea Dumnezeu le atribuie fenomenelor naturale care laudă pe el. În cartea Iov, de exemplu, se întâlnesc aceste descrieri. Dumnezeu își arată puterea lui, controlul lui în natură, dar și gloria lui. De fapt, Dumnezeu îl provoacă pe Iov la sfârșitul cărții și spune: Iov, hai să mă vezi, să vezi cine sunt, să vezi gloria mea și să vezi gloria mea în natura pe care am creat-o. Ceva care psalmistul David 19 spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu. Atât gloria lui. Și mulți văd o referință a creației lui Dumnezeu, care practic împreună aici îl slujesc, îl laudă. Ele duc la îndeplinire planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Alții practic văd în aceste patru imagini, cele patru steme, unii învățători evrei mai ales spun acest lucru, patru steme, patru embleme care se aflau pe cele patru steaguri sub care se strângea poporul Israel. Veți citi în capitolul 2 din Numeri cum poporul se strângea în jurul cortului întâlnirii, în patru tabere. Și stemele acestea, cei care erau pe steagul fiecărei tabere, practic. Însă ceea ce cred eu, cred că aceste imagini se referă la lucrarea completă a Domnului Iisus. Pentru că lucrarea aceasta se vede extrem de clară în cele patru evanghelii. Și de-a lungul secolului s-a tot arătat acest lucru. V-ați întrebat de ce sunt patru evanghelii. Practic, de patru ori se vorbește despre viața Domnului Iisus. Și Matei asta face, arată pe Iisus ca fiind leul din seminția lui Iuda. El este regele. Marcu vine și spune, arată pe Iisus ca fiind: eu n-am venit să mi se slujească, ci ca să slujesc. Acest chip de rob, cum spune Isaia, robul Domnului, care va face întocmai voia lui Dumnezeu. Luca vine și ne arată pe Iisus ca om. Fiul omului este expresia cheie acolo. Și Ioan, a cărui stemă mulți au atribuit-o ca fiind un vultur, el ne arată că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În acestea, practic văd înaintea lui Dumnezeu aici lucrarea perfectă a Domnului Iisus, care stă înaintea tronului lui Dumnezeu. Și pe mine și pe tine trebuie să ne facă să înțelegem. Lucrarea lui Iisus, prin ea suntem și vom putea să stăm înaintea tronului Dumnezeu și ea trebuie să fie baza închinării noastre. Pentru că dacă nu este așa, nu ne vom mai închina. Și n-am putea vreodată să stăm înaintea lui Dumnezeu decât prin ceea ce Domnul Iisus a făcut-o.
Dar, de asemenea, expresia în capitolul, în versetul 5, la începutul versetului 5, este și din tron, spune, din tron. Am văzut expresia pe tron, în jurul tronului, dar din tron, spune versetul 5, ieșeau fulgere, sunete și tunete înaintea tronului. Ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Din tron ieșeau fulgere, sunete sau glasuri, voci și tunete. Practic, aceste cuvinte sunt simboluri ale furtunii. Și adeseori sunt întâlnite atunci când Dumnezeu practic execută o judecată asupra pământului. Veți vedea în Exod, în capitolul 9, capitolul 19, când Dumnezeu a pedepsit pe egipteni, folosind acești slujitori, aceste tunete, fulgere, sunete extraordinare, înfricoșitoare. Iar poporul în capitolul 19 din Exod spune că tremura atunci când pe munte Dumnezeu auzeau aceste sunete, tunete, fulgere. Toate aceste lucruri ne ajută pe noi să înțelegem că în prezența lui Dumnezeu este un lucru înfricoșător. Nu este un lucru de apucat. Dacă stăm în prezența Domnului prin har, prin Iisus Hristos, să nu uităm însă că El este un Dumnezeu al judecății. Știți, lumea de astăzi nu-L vede pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu al judecății. Unii spun, dar cum ar putea Dumnezeu să-și pedepsească creația sa? Dar se înșeală amarnic, pentru că cuvântul Dumnezeu are mult de spus cu privire la judecata lui Dumnezeu, Dumnezeu judecătorul. Și acest curcubeu care l-am văzut este împreună cu aceste sunete și tunete și fulgere la tronul lui. Să ne amintim că el vine în judecată. Știți că sunetele acestea, tunetele, fulgere, de obicei când sunt? După furtună, știți? Dar aici apar înainte de furtună. Pentru că ce se va întâmpla, începând din capitolul 6, chiar asta se va întâmpla, furtuna, necazul, mânia lui Dumnezeu revărsată peste pământ. Să privim clar la cruce. Pentru că dacă este un loc unde vedem și curcubeul, dar și tunetele și fulgerele împreună, este crucea lui Iisus. Acolo vedem cum, din dragoste, Dumnezeu a dat pe singurul său fiu pentru noi. Dar trebuie să ne amintim că nu există altă cale decât el să moară. Mânia lui Dumnezeu s-a revărsat asupra lui, în locul meu și în locul tău. Trebuie să privim clar la cruce. Trebuie să înțelegem bine Evanghelia întreagă. Și întrebarea pentru noi este, l-am văzut pe Dumnezeu în imaginea asta? Și reiau întrebarea de la început. În închinarea ta, este această imagine completă a tronului Dumnezeu, a ceea ce este Dumnezeu, și har, dar și dreptate, și judecată, și neprienire. Este imaginea aceasta completă care te face pe tine să te închini? Este Evanghelia în întregime înțeleasă de tine și de mine. Înaintea tronului spune că sunt 7 lămpi de foc. Cele care ni se dă explicația, sunt 7 duhuri ale lui Dumnezeu care stau înaintea lui Dumnezeu. Practic este simbolul perfect, perfecțiunii lucrării Duhului Sfânt. Și ce încurajare este pentru noi. Și de ce? Pentru că fără Duhul Sfânt nu putem să fim închinători adevărați. Domnul Iisus ne spunea din capul locului, Tatăl dorește închinători adevărați și închinători adevărați se închină lui cum? În Duh și în adevăr. Iată adevărul lui Dumnezeu, cuvântul Său, dar ce ne-am face noi fără Duhul Sfânt? Duhul Sfânt care ne amintește cine este El, nu cine suntem noi, Duhul Sfânt care ne amintește că este vorba despre Iisus, nu despre noi, Duhul Sfânt care ne amintește să fim asemenea lui Iisus, nu asemenea noastră, să trăim prin puterea Lui, prin puterea noastră. Duhul Sfânt este Cel care perfecționează, desăvârșește slujirea noastră, chiar închinarea noastră. Când a fost ultima dată când ai spus, practic, înaintea lui Dumnezeu ai spus, Doamne, ajută-mă să mă închin Ție, să-ți aduc gloria de care Tu o meriți. Și fă asta prin Duhul Tău cel Sfânt, pentru că eu tare nenorocit sunt. Când a fost ultima dată când, așa cum vedeam, bisericii din Laodicea, Domnul Iisus prin Duhul Sfânt îi descoperă că este săracă, oarbă, goală, astfel încât noi să venim la El și să, ce să facem? Să vedem, să fim îmbrăcați în împlinirea Lui, să fim gata de închinare și de slujire înaintea Lui. Chemarea aceasta a tronului este o chemare la închinare în totalitate. Și eu vă întreb și vă provoc de noi și, din nou și sper să ne lăsăm provocați de Duhul Dumnezeu aici, în sensul bun a cuvântului. Cu privire la închinarea noastră. Fie închinarea noastră să nu mai fie la fel niciodată când privim la cine este Dumnezeu care este așezat pe tron. Noi putem să cântăm
cuvintele acelui cântec, văd pe Domnul stând pe tronul său. Dar aș vrea să avem experiența lui Ioan, experiența lui Isaia, astfel încât Duhul Sfânt să ne curățească buzele și inimile, să putem să-i aducem închinarea pe care o merită. Și mi-a spus aici în versetul 6 că este și înaintea tronului, este ca o mare de sticlă asemenea cristalului. Marea de sticlă o mai întâlnim și în capitolul 15 în Apocalipsa, este un simbol a sfințeniei lui Dumnezeu. Să știți că dacă este un lucru pentru care Dumnezeu merită toată închinarea noastră, este pentru că El este sfânt. Sfânt înseamnă pus deoparte. Nu este nimeni ca El, este unic. Și ăsta e singurul lucru care ar trebui să fie la baza închinării noastre. Nu cea neapărat ce face. Pentru că știți cum suntem noi. E bine? Ne merge bine? E prea bine? Ne închinăm. Nu e prea bine, nu mai e bine. Atunci ne mai gândim să privim la Dumnezeu care este sfânt. Și o să vedem cum cei care stau înaintea tronului, cei 24 de bătrâni și cele 4 ființe vii, cum se închină ele în Dumnezeu. Dar suntem chemați să ne uităm mereu la acest tron. Să știți că nu este ceva nou. M-am uitat în vechime, templul este asemenea tronului. Templul din vechime este asemenea sălii tronului. În vechime vedem locul preasfânt, acolo unde exista Dumnezeu, în care marele preot o singură dată intra în prezența lui Dumnezeu, dar aici vedem tronul lui Dumnezeu, unde vom intra o dată și nu vom mai pleca niciodată. În templu vedem cele sfeșnicul cu cele 7 brațe, avem parcă niște imagini, să ne amintim așa. Aici vedem 7 lămpi de foc, care practic ne vorbesc despre prezența Duhului Dumnezeu. În vechime vedem ligheanul de aramă, unde se făcea spălarea, la tronul Dumnezeu vedem marea de sticlă, sfințenia lui Dumnezeu, pe baza care suntem în prezența Lui. În templu vedem heruvimii aceia deasupra chivotului Dumnezeu și în sala tronului vom vedea în Apocalipsa, capitolul 6, vom vedea chivotul lui Dumnezeu, chivotul legământului. Vedem preoții, aici vedem cei 24 de bătrâni în sala tronului. În vechime vedem altarul de aramă, aici vedem de asemenea un altar, în capitolul 6 în Apocalipsa. Altarul de tămâie, vom vedea și în Apocalipsa un altar de tămâie, Apocalipsa capitolul 8. Este aceeași imagine. De ce oare credeți că Dumnezeu se repetă? Pentru că noi avem mereu să ne aducem aminte că acesta este Dumnezeu căruia ne închinăm. Și toate aceste simboluri ne arată caracterul Lui, baza închinării noastre, închinării mele și închinării tale. Când te închini Domnului, începi așa cum Domnul Iisus învăța pe ucenici: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău și vie împărăția ta și facă-se voia ta. Toate aceste cuvinte ne arată cine este El. A Lui voie, a Lui împărăție, El este demn să fie sfințit, adică pus deoparte, special în inimile noastre, că nu e nimeni ca El. Toate aceste simboluri ne îndeamnă la închinare. Să știți că lucru uitat de biserica de astăzi este tocmai acest adevăr despre Dumnezeu. Știm cu toții ce a făcut Iisus, ce face pentru noi, dar cu greu ne amintim de cine este Dumnezeu în slava Lui. Și după astfel de priveliște ne-am pune întrebarea: ce să facem? Știți că cu altă ocazie Petru era întrebat în ziua cinzecimii: ce să facem când a predicat Evanghelia? Dar într-o astfel, în fața acestui tron al lui Dumnezeu, ce să facem? Hai să învățăm, practic, ce fac cei 24 de bătrâni, ce fac cele 4 ființe vii, începând din partea a doua a versetului 8. Și spune așa. Să citim de la începutul versetului 8. Fiecare din cele 4 ființe vii avea 6 aripi și era plină de ochi, de jur împrejur și pe înăuntru. Zi și noapte, ele spuneau fără încetare. Cu alte cuvinte, în mod continuu: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, care era, care este și care vine. Și versetul 9: ori de câte ori ființele vii dădeau slavă, onoare și mulțumire celui ce își dea pe dron, care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce își dea pe tron și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Parcă cum n-am auzit încă din nou expresia asta. Dar ăsta e adevărul, este viu, el este etern. Spune: și spuneau coroanele înaintea tronului. Într-o dată ce spune, își aruncau coroanele cu nunii înaintea tronului și ziceau: Tu ești vrednic, Domnul Dumnezeul nostru, să primești slava, onoarea, cu atât cinstea și puterea, pentru că Tu le-ai creat pe toate și prin voia Ta ele au și stat și au fost create. Am ajuns la o concluzie.
Închinarea adevărată începe atunci când vedem bine sala tronului. Închinarea adevărată nu poate să înceapă decât atunci când prin Duhul lui Dumnezeu sunt în prezența lui Dumnezeu și mă uit la caracterul lui. Închinarea este ciopârțită atunci când noi doar ne amintim ce a făcut El pentru noi. Închinarea adevărată începe la tronul lui Dumnezeu când vedem caracterul lui unic și extraordinar și continuăm cu ce a făcut El pentru noi prin Iisus Hristos. Închinarea adevărată se naște printr-o vedere sănătoasă, adevărată, a gloriei lui Dumnezeu. Vedeți, cele patru ființe vii, spune, au o anumită închinare și să învățăm de la ei. Să învățăm cum putem noi să ne închinăm. Și când ne închinăm Domnului și când stăm în prezența Lui și când cântăm în prezența Lui, când ne rugăm sau când tăcem înaintea Lui, ce avem în minte și în inimă? Cele patru ființe vii spune că se închină continuu în Dumnezeu. Închinarea, prieteni dragi, trebuie să fie mereu. Oriunde suntem noi. Pentru că Dumnezeu este mereu. Este veșnic. Și să învățăm de aici pe pământ să facem acest lucru în orice circunstanță. Cum spunea Iov, chiar dacă va fi să mor, eu tot îl voi lăuda pe Dumnezeu. În al doilea rând, misiunea acestor patru ființe vii, spune, se aducă, spune în versetul 8, în partea a doua, în versetul 9 mai exact, spune, se aducă slavă, onoare, sau cinste, și mulțumire celui ce își dea pe tron. Slavă, onoare și mulțumire. Observați? Slavă, adorare, onoare, este cinstea aceea care Dumnezeu merită și mulțumire. De multe ori știți cum sărim noi. Noi sărim exact peste lucruri pe care nu se vede aici. Cererile. Sau mulțumiri chiar. Dar eu am o întrebare, de multe ori inima noastră ne joacă feste. Pentru că trecem prin diferite lucruri. Și parcă nu simțim să ne închinăm, să aducem slavă, să-L adorăm pe Dumnezeu. Din nou, exemplul lui Iov este un exemplu extraordinar. Cum el a ales să nu-și ia ochii de la Dumnezeu. Și chiar dacă privea la Dumnezeu și a decis ca să se închine lui în orice situație, Dumnezeu la sfârșit spune, hai să-ți arăt cum sunt eu în realitate. Și după aia spune, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Și ce a făcut? Ce a zis? Mă pocăiesc, spune, mă pocăiesc, mă smeresc, mă lapă de tot ceea ce gândeam eu și știam eu, spune, și mă smeresc înaintea ta în sac și cenușă. Acesta este tronul lui Dumnezeu. Unde ne mai duce tronul lui Dumnezeu atunci când îl vedem cum trebuie? Închinarea acestor patru ființe vii, observați în jumătatea versetului 8, spune, subliniază sfințenia lui Dumnezeu, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. De trei ori, nu că de trei ori e sfânt Dumnezeu, nu, Dumnezeu este sfânt. Dar noi avem mereu, trebuie să spunem, sfânt, sfânt, sfânt este El. Pentru că probabil că asta e unul dintre lucrurile care nu ne intră nouă în minte, că El nu este ca noi. Și nu stăm înaintea Lui datorită sfințeniei noastre, ci datorită sfințeniei Lui primite prin Iisus Hristos. Și omnipotența, Cel care este atotputernic. Cuvântul acesta, apropo, atotputernic, este un cuvânt vechi în greacă, unic, specific, care înseamnă Cel care în mâna Lui sunt toate lucrurile. Nimic nu mișcă dacă nu mișcă El. Este un cuvânt specific care adesea este folosit în Vechiul Testament, corespondentul, bineînțeles, în ebraică, la cum Dumnezeu ține natura sa, puterea naturii, al universului întreg în mâna sa. Dumnezeu nostru este extraordinar. Să spunem Duhului Sfânt, Doamne, ajută-mă să înțeleg frumusețea Ta, puterea Ta, sfințenia Ta, ca să mă pot închina. Și 24 de bătrâni sunt mai specifici, probabil că sunt mai aproape de inima mea și inima ta. Pentru că uite cum este închinarea lui, spune, pe lângă faptul că ei recunosc atributele lui Dumnezeu, da? Tu ești vrednic, Domnul Dumnezeu nostru, să primești slava, onoarea și puterea, că toate le-ai creat, toate sunt prin tine, spune că ei își aruncă coroanele la picioare, înaintea tronului. Cu alte cuvinte, v-ați întrebat vreodată ce înseamnă lucrul ăsta? Să arunci coroana înaintea cuiva. Practic, arăți prin asta că tu nu ești cel mai important. Nu prin puterea ta ai fost răsplătit, pentru că cununa asta ne duce, răsplătirea noastră. Când vom sta înaintea lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu va putea să spună, datorită mie, credincioșii mele, nu. Slava lui Dumnezeu, adevărul acesta despre Dumnezeu, vor fi așa de puternice încât tot ceea ce suntem noi, inclusiv răsplății noastre, le vom arunca înaintea lui Dumnezeu.
Dar de ce să nu încercăm lucrul ăsta, să fim de pe aici pe pământ? Închinarea noastră mereu să spună: Doamne, Tu ești Cel care mă ține. Tu ești Cel care lucrezi pe mine. Datorită Ție sunt ceea ce sunt. Tot ceea ce sunt eu, calitățile mele, darurile Tale, toate sunt de la Tine, prin Tine se țin toate lucrurile. Cântecul acesta, imnul acesta de slavă, este un imn a cărei temă este Dumnezeu, este Creatorul. Știți, lumea de astăzi trăiește în lumea asta, în universul ăsta, și se bucură de toate lucrurile. Cei drept s-au cam pus așa pe ciopârțeala creației lui Dumnezeu, să îl distrugă. În stânga și în dreapta nu vezi decât distrugere. Dar sunt multe locuri încă în care omul se bucură. Locuri care pur și simplu îți ia ochii, cum spunem noi. Și se bucură oamenii de bunătatea lui Dumnezeu, de lumea creată de Dumnezeu. Dar întrebarea e, se închină ei Creatorului? Cum spunea cineva, acceptă mai degrabă ca tată un cimpanzeu decât pe Dumnezeu. Pentru că așa ajunge omul fără Dumnezeu. Așa ajunge omul care uită sau nu vrea să stea în prezența tronului Dumnezeu și să vadă cine este El. Fie ca noi să nu facem așa. Să știți că unul din scopurile lui Dumnezeu în această carte a Apocalipsei, și nu numai în cartea Apocalipsei, este să ne ajute să-L recunoaștem pe Dumnezeu ca Creator. Dacă nu începem cu acest lucru, cu cine este El de la început, Creatorul, cu El a început toate lucrurile, închinarea noastră este șcapătă, este incompletă. Vreți să înțelegem exemplul clar? Uitați-vă, acesta este gândul apostolului Pavel când vorbește filipenilor. Filipeni, capitolul 2. Și ne despărțim mâinile și cu asta vreau să încheiem. Filipeni, capitolul 2, versetul 9. După ce spune că Domnul Iisus s-a dezbrăcat de sine, s-a despărcat de Dumnezeirea sa și a venit la noi și a ascultat până la moarte Tatăl, iată ce spune că Dumnezeu va face cu El. Cu Domnul Iisus. Scopul creației mele, creației bisericii sale, scopul lui Dumnezeu pentru noi. De aceea, spune versetul 9, și Dumnezeu l-a înălțat pe Iisus nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume. Cu alte cuvinte, autoritatea care e mai presus de orice autoritate. Pentru că în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească cum? Spre slava, spre gloria lui Dumnezeu. Aia care am văzut-o la tronul lui Dumnezeu. Tatăl, ce? Că Iisus Hristos este Domnul. Pentru asta am fost creați. Să știți că în lumina Apocalipsei care ne ajută să înțelegem că lucrurile acestea ne duc pe noi spre sfârșit, da? În lumina acestui lucru, Apocalipsa ne arată că fie că vrem, fie că nu vrem, fie că vom face lucrul ăsta în cer sau în iad, cu toții vom recunoaște că Iisus Hristos este Dumnezeu și numele Lui orice genunchi se va pleca. Ăsta este adevărul adevărat. Toată lumea va recunoaște, fie în cer, fie în iad, că Iisus Hristos este Domnul, este singura salvarea noastră. Dar să alegem, cum suntem aici, să mărturisim pe Hristos, prin viața noastră, prin închinarea noastră. El este Domnul, singurul care merită gloria, onoarea și lauda. Să ne alăturăm acestor cuvinte rosite aici de cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii. Tu ești vrednic, spune. Tu ești vrednic, Domnul și Dumnezeul nostru, să primești slava, onoarea și puterea, pentru că Tu le-ai creat pe toate și prin voia Ta ele au existat. Îndemnul pentru noi, știți care este? Haideți să medităm mai adânc, cum n-am făcut-o poate niciodată, la aceste adevăruri, pentru că de aia ni s-au pus în cuvântul lui Dumnezeu. Te îndemn să, săptămâna aceasta, să iei capitolul 4, să citești de mai multe ori. Folosește notițele, folosește chiar și imaginile care o să vi le trimit, dar meditați prin Duhul Sfânt la această revelație, la această descoperire, pentru că tronul lui Dumnezeu este descoperit prin Duhul lui Dumnezeu, pentru ca noi să-i aducem toată închinarea. Și de ce? Pentru că El a dat totul. El n-a precupețit nimic. Ne-a creat, dar nu numai atât. Ne-a dăruit totul pe Fiul Său ca să putem să fim salvați. O să închem cu cuvintele lui Spurgeon referitoare la acest text. Cuvinte care cred că ar trebui pe lângă tot acest text să ne pună să ne gândim că Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi un loc în închinarea a
adusă lui. Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a păstrat un loc. El spune așa, există un tron în cer pe care nimeni nu-l poate ocupa decât tu. Și există o cunună în cer pe care niciun cap nu poate purta decât al tău. Și există o parte în cântecul veșnic pe care nicio voce nu poate cânta decât a ta. Și există de asemenea o parte a gloriei care nu va fi niciodată reflectată decât dacă tu vei fi acolo să o reflecți. Dumnezeu ne așteaptă de aici să facem aceste lucruri, să ne chinăm lui pentru că El merită. El este pe tron. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim că în lumina cuvântului Tău tot avem speranță. Ba chiar avem motive de bucurie că, Doamne, Tu ești pe tron indiferent de ceea ce noi credem sau nu credem, indiferent de ceea ce noi facem sau nu facem, indiferent de ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, Tu ești pe tron, Doamne. Tu ești Dumnezeu și Tu meriți toată închinarea noastră. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt alături de noi ca să ne ajuți să înțelegem cine ești Tu. Să ne ajuți să înțelegem cum este în prezența Ta. Să ne ajuți să înțelegem caracterul Tău extraordinar, că nu este nimeni ca Tine, Doamne. Și în dreptatea Ta, dar și în dragostea Ta, privind la curcubeu, dar și la tunetele și fulgele care sunt în jurul tronului Tău, Doamne. Toate ne îndeamnă să aducem gloria pe care o meriți, onoarea pe care Tu o meriți să deplin. Măreția, Doamne, care este toată a Ta. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să Te privim și să Te vedem așa. Și să o facem în fiecare zi. Aș vrea să o facem în fiecare situație, în orice lucru prin care trecem, până când Tu vei veni, Doamne. Pentru că atunci când vom sta în stare adevărată înaintea tronului Tău, nu vom fi surprinși. Nu vom fi luați prin surprindere, Doamne, și nu vom fi unii care vom pleca capetele de rușine, ci cu bucurie ne vom închina împreună cu tot cerul Tău, Ție. Slăviți să fii Tu pentru harul care îl dai, Doamne. În numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin.